Răsadurile de tomate pe care le-am plantat în curte, după o săptămână de la plantare, nu se dezvoltă cum trebuie, deoarece solul este foarte greu, iar acum voi testa produsul Transformer să-i vedem efectul după o săptămână. La fiecare plantă în parte voi adăuga undeva la 100-150 de mililitri de apă să vedem cum acționează asupra rădăcinilor, cum acționează asupra solului și totodată să vedem sistemul radicular al plantei cum se va dezvolta. Revin după o săptămână de la aplicarea produsului Transformer de la Naturevo la plantele de tomate care au fost puse în grădină. Ați văzut în clipul anterior că a fost turnat cu cana la fiecare plantă în parte, apoi dat drumul la picurare. Și după cum puteți observa, plantuțele s-au dezvoltat mult mai bine, s-au îngroșat. Asta înseamnă că sistemul radicular este mult mai bine dezvoltat față de cum au fost plantate. Temperaturile peste noapte au oscilat, între zi și noapte au oscilat. Deci asta este un lucru minunat. Pământul se poate vedea că este mult mai afânat, iar infiltrarea apei nu mai este atât de deficitară. Recomand cu încredere folosirea produsului Transformer, deoarece este un condiționator de sol foarte bun și se poate aplica în orice perioadă a anului.